should calm down. And that I'm overthinking everything about you. And that we're good the way we are. Before I'm too invested, I should probably ask ya, ask you all my questions, get to know you better. Why can you be trusted? Will you take me for granted? And will you knock me down? I know I'm feeling something for ya. Ar fi iarăși iulie, în ciuda întunericului și frigului crâncen cu care mă lupt în fiecare dimineață și în fiecare seară. Eu sunt unul dintre oamenii aia care toată vara și verile trecute a dormit cu plapuma, chiar și la 40 de grade. Mie îmi place confortul termic, astfel încât eu dorm cu plapuma tot timpul anului. De altfel, pentru mine știți că începe perioada cea mai crâncă din acest punct de vedere. Pe de altă parte, sunt foarte entuziasmată să vină toamna, să vină cu pufoșenii, să vină cu ciocolățuri calde, să vină cu frunze uscate, cu toate alea. Cel puțin pentru toamnă sunt destul de entuziasmată. Dar acum, văzând soriciocul ăsta afară, te poți păcăli destul de ușor, mai ales dacă te întinzi așa pe parcursul zilei, ceea ce urmează să facem și noi. Plecăm să ne întâlnim cu Dariana în câteva minute. Dar dacă te întinzi așa pe parcursul câteva ore și ieși doar cu asta, decât cu tricou cu mânecă scurtă, îți va fi frig, cred eu, pe parcursul serii. Să știți că avem un blănos care miroase camera și vă zguduie un pic. Vino încoace, poro, hai la mama, vino încoace, hai să te bună ziua frumos. Există și lemonada, există și rumbo, dar se leargă undeva pe dincolo. Deci ei au început antrenamentul. Unii dintre noi fac duș, se spală, alea, în timp ce pentru ei începutul zilei presupune o tură de alergat. Că de ce nu? Băi, avem o codiță, nu știu dacă o vedeți, s-a așezat undeva prin partea aia. A, și stați pe un pahar în cazul în care vă zguduie, ca să știți de asta. Da, vă zic așadar un bună dimineață, nu știu dacă se poate bună ziua, că e deocamdată cam un 10. M-am trezit, cum vă ziceam, la 6, după ce am amânat alarma de la 5, deci mi-a sunat în continuu, în continuu, mă lupt în continuare cu această problemă, adică mă trezesc tot de vreme, dar nu mai e cum era înainte de vlog, mă, anul trecut, când suna ceasul, frate, și mă trezeam în secunda aia, deci că era 5, că era 4, jumate, în secunda aia eram sus. Nu știu ce s-a întâmplat, mă rog, știu că m-am dreclat după ce a trecut vlog, mă, am dormit ca o nesimțită până la niște ore de alea foarte nesimțite și de acolo n-am mai reușit să-mi intru în ritm și presimt eu că
voi intra în momentul în care va bate vlogmasul la ușă. Asta așa, că ați spus, mă dau iarăși peste cap, să fie foarte frumos. Săptămâna trecută am fost la Buzău, am fost cu Instamitul ăla, am anunțat pe Instagram, acum nu știu dacă ați văzut, dacă n-ați văzut, vă povestesc așa un pic pe scurt, până când plecăm, să vă pun la curent, după aia vă arăt și ținuta, toate cele. S-a organizat o întâlnire de asta care ține de patrimoniu cultural, tot cu cronicarii digitali, cei care am fost eu pe Via Transilvanica, pentru că ei au în majoritate numai proiecte de astea culte în cap, cum place mie să le zic, și eu mă bucur maximum atunci când pot să particip la ele. Așa că săptămâna trecută am fost la Buzău și am pus multe chestii pe stories, acum dacă îi mai găsit ceva, mă inserez pe aici, dar menționez așa ca idee. Și a fost foarte drăguț pentru că ați venit multe. Și a fost și fete, a fost și băieți din Timbalaban și vă aduc asta în atenție, nu doar că Buzău și am văzut multe chestii interesante pe acolo, dar cred că vor mai face pe parcursul anului și în alte colțuri ale țării. Și când vor mai face și când voi putea și eu să particip, cred că asta este o oportunitate super bună ca noi să ne întâlnim. Deci o să încerc să mai anunț eu pe unde va fi, când va fi, dacă va fi, următorul știu că e în București, ceea ce nu ne ajută foarte mult, deși cei care sunteți în București și veți vrea, poate să participați și o să pot și eu, o să anunț, dacă o să fiu pe acolo, o să vă anunț, m-aș bucura tare mult, dar mă gândesc la zone din astea în care eu n-ajung cam niciodată, de tipul, nu știu, Timișoara, Oradea, am ajuns odată în viață la Oradea, am ajuns odată în viață la Timișoara, în 2018, zone foarte frumoase de altfel, dar unde eu ajung răruț, tocmai că este foarte departe. Dar dacă va mai fi ceva de genul ăsta, m-aș bucura super mult să veniți, pentru că a fost o super energie acum la Buzău, am și fost pe scenă pe acolo, aoleu, mă fristeceam, că eu mă pierd întotdeauna când trebuie să vorbesc în fața unui număr mare de oameni, însă a ieșit destul de bine și a fost fain că am putut să vedem așa niște chestii și niște locuri din Buzău pe care eu nu le cunoșteam, deși am trăit acolo atâția zeci de ani. Și am fost și la Râmnicu Sărat cu o zi înainte și am vizitat și pe acolo niște lucruri frumoase și locuri frumoase. Și fetelor, acum trebuie să vă povestesc neapărat, este, cred, realizarea verii mele, n-aș vrea să zic vieții mele, mai degrabă să ținem cu vara, dar sunt atât de încântată de chestia asta încât simt nevoia să o zic și aici, deși am spus-o pe Instagram. Deci, țineți voi minte, prin aprilie, mai, nu mai știu exact când a fost, am făcut eu o ședință foto la Râmnicu Sărat. Tot cu cronicarii, pentru că aveau proiectul ăsta de promovare a gărilor istorice. Și, sau mă rog, a gărilor cel mai frumoase gări din România. Și eu știam gara din Buzău, care e ok, e o gară, ca o gară, dar după părerea mea nu e una dintre cele mai frumoase. Asta din București nici ea nu mi se pare cea mai wow. Însă odată cu proiectul ăsta am aflat și eu, ca și când Râmnicu Sărat n-ar fi la o jumătate de oră de Buzău, am aflat că ăia la Râmnic aveau o super gară, frumusețea aia, ceva pe stil Art Nouveau, făcută la sfârșitul secolului XIX, deci o nebunie totală. Și, bineînțeles, neîngrijită, neașa. Și m-am dus, am făcut acolo o ședință foto, fusesem cu fratele, cu prietena lui, țaca pacă, eram cu pălăriuța pe cap, era aia cu țigareta, cu buzele roșii, cu țigareta, cu rochia, mov roșii, whatever. Eram acolo, mă pozase, am fusese și cu niște incidente, normal că toată lumea venise, dar îmi faci și mie o poză, dar îmi facem o poză, știți cum se întâmplă de regulă, că se bagă multă lume în seamă. Și mă plânsesem eu atunci pe Instagram, la momentul la care editam pozele, că băi, sunt niște coșuri de plastic aici extrem de inestetice, erau niște coșuri de plastic portocalii foarte urâte și vociferasem că sunt urâte, n-au nicio treabă cu ce e acolo, nu era vorba doar de poza mea, că eu îmi doream să le photoshopez, să le scot cumva din poză, ceea ce n-am reușit, am lăsat poza exact așa cum era, pentru că se vedea că e ceva prelucrat și decât să se vadă că am umblat la ea, mai bine o las exact așa cum este. Și m-am chinuit cu ele să le scot de acolo și până la urmă am zis, fraților, n-am ce să le fac, astea sunt coșurile de plastic, sunt oribile, sunt urâte. Acum, să nu înțelegeți asta ca fiind o fiță, o, nu știu, o apucătură de influencer reasă care suferă ea de că n-a putut să-și facă poza ca lumea. Mi se par inestetice, mi se păreau, pentru că le-au schimbat, aici vreau să ajung, mi se păreau inestetice în tot contextul ăla. Pentru că gara, chiar dacă e ea uitată și lăsată și arată destul de rău, este o superbitate și nu poți să pui pe frumusețea aia coșuri atât de urâte. N-au nicio treabă, erau ca nu ca în perete. E ca și când, uite că nu-mi vine un exemplu, poate e puțin exagerat de exemplu, dar să zicem că luăm pe Regina Marii Britanii sau pe Meghan Markle sau nu știu, ceva în sfera asta regalității
și punem pe cap o pălărie de plastic sau o mingie de plastic, ceva câștigată la pufuleț, o surpriză de la pufuleț. Nici o treabă, ei au o anumită etichetă, niște standarde, înțelegeți un debat. E, cam același lucru era, cât e gara aia de frumoasă, cât era ea de minunată, cu vitraliile alea superbe, cu ceasul care, mă rog, pe o parte a dispărut, pe o parte încă este, cu niște felinare foarte frumoase, adică erau niște detalii superbe și pui panoramele alea de coșuri acolo. După ce m-am plâns eu de aspectul ăsta, am lăsat-o așa. Și cei de la Cronicare Digitale, agenția care se ocupă de treaba asta, a arătat pozele sau le-a fi văzut, nu știu exact care a fost conjunctura, dar cei de la primăria din Râmnicu Sărat au văzut pozele mele. Și le-au plăcut, nu știu ce. Și la vreo lună, două, vorbesc cu una dintre tipele foarte drăguțe de la Cronicar, care îmi zice, bă, să vezi tu că ăștia o să schimbe coșuri. Și zic, tu te văd aici, că nu mă bagă pe mine seamă primarul de la Râmnicu Sărat să-mi schimbe mie coșuri. Și zic, bine, lasă că o să vezi, omul a promis că ți le schimbă, o să ți le schimbe. Da, bine. Și eu am lăsat-o așa, n-am mai adus în atenție subiectul, pentru că, în general, eu nu prea cred în promisiuni electorale și nici nu știam despre cine e vorba și zic, da, dacă le-o schimba, o să vorbesc ca atunci, nu mă apuc acum să mă ia gura pe dinainte, ca după aia să mă trezesc că n-au schimbat nimic. Și numai bine când m-am dus acum, oamenii mi-au zis, prietenă, am schimbat coșurile. Eu nu, și nu, nu trebuie să mergem să vedem. Oricum era inclusă în turul ăsta pe care l-aveam, gara, dar când am ajuns acolo și am văzut, deci au pus coșuri din metal pe care scrie primăria Râmnicu Sărat și care fac o diferență de la cer până la pământ. Și asta vă povesteam și pe stories în momentul în care eram acolo, că am pus și normal că am zis, că mă simțeam tare mândră de chestia asta, că eu n-am nicio treabă nici cu primarul de acolo, care de altfel a fost foarte drăguț, nu am niciun fel de afiliere politică, nici nu știu de ce partid aparțin, habar n-am, nu mă interesează în nicio formă, dar eu m-am bucurat foarte mult că am făcut ceva, chiar dacă nu e orașul meu neapărat, dar m-am bucurat foarte mult că am influențat ceva pozitiv. Și ăsta este genul de influencing sau influență reală sau din care îmi place să fac parte. Știți că termenul este unul care pe mine nu mă coafează în nicio formă, nu vreau să fiu băgată în nicio categorie de influencer, nu vreau să fiu niciun fel de influencer. Dar, dacă e vorba de aspecte de genul ăsta sau aspecte de tipul v-am influențat să citiți mai mult, v-am influențat să vă îmbrăcați mai frumos, v-am influențat să fiți mai productive, lucruri din astea, da, astea mă bucură foarte mult. Genul ăla de influencing care nu-mi place mie, îl știți și nu e nevoie să exprim pentru că se va pricepe sau percepe cumva că mă ating de alte zone. Și nu e cazul, nu este un atac la adresa nimănui, dar nu vreau eu să fac parte de acolo. Asta e, considerați-mă pe mine cu pite și pe creier. E, genul ăsta de influențare m-a bucurat teribil. Deci când am văzut coșurile alea, domn, nu vine să crezi, băi, ăsta chiar m-a băgat în seamă. Deci primarul chiar m-a băgat în seamă, a schimbat coșurile, a plecat urechea la ceea ce i-am zis. Nu mi s-a întâmplat niciodată nimic de genul și mi se pare un lucru bun pentru gara aia și pentru oraș în primul rând, chiar dacă e ceva minor și am zis și acolo când vă povesteam că știu că n-am inventat apa caldă, știu că nu e, nu știu ce descoperire sau că, mamă, fac tam-tam, vezi, Doamne, am vindecat eu cancerul. Sub nicio formă. E un lucru cât se poate de minor, dar eu cred că e ceva bun pe care l-am făcut și chiar sunt foarte, foarte mândră că, datorită plângerii mele, să zic așa, cu toate că nu a fost o plângere, n-am zis nimănui, auziți, schimbați alea, dar datorită acestui lucru s-au schimbat acele coșuri de gunoi. Deci, vă mulțumesc! Aplauze, sunt tare, tare mândră. Și în seara respectivă, după ce am făcut turul ăla cu Râmnicu, am dormit apoi o noapte în Buzău, v-am zis, n-am filmat acolo, m-am concentrat pe altele, n-am filmat. Am fost după aia și pe la e-mail și în principiu nici n-ar fi trebuit să particip la turul ăsta pentru că aveam multe alte chestii de făcut. Dar zic, băi, n-am nicio șansă să văd chestiile astea în Buzău dacă nu sunt ele organizate pentru că am ajuns în niște zone, de exemplu la tribunal. Sau un turnul cu ceas, care face parte din clădirea primăriei. Pe alea am trecut pe lângă ele de 11 ori de-a lungul vieții ăsteia și n-am reușit niciodată să le vizitez. Și acum, că a fost treaba asta organizată, am avut acces la toate. Nu doar eu, adică am fost mai mulți oameni, nu a fost nimic special pentru mine. Și zic că o să-mi pară rău dacă nu mă duc să văd și eu ce e acolo, e orașul meu, până la urmă e păcat. E, și în seara aia cât am fost în Râmnic până să ne întoarcem în Buzău, am stat cu toții la masă, a fost și domnul primar cu noi și viceprimarul, cred, și alți oameni care fac parte din consiliu sau, mă rog, care au organizat și ne-au facilitat cât de cât accesul prin diverse locuri, pentru că am vizitat și acolo Palatul Fiscal, care este o superbitate de clădire. Am vizitat înainte câteva conace, am văzut și primăria lor, am văzut și o sinagogă, adică niște lucruri chiar deosebit. Seara la masă acolo cu tatăl meu au fost foarte drăguți, m-au rugat să facem o poză, am putut să interacționăm așa, dar la un nivel foarte uman. În principiu, când te gândești la o discuție din asta cu oficialitățile,
Nu știu, poate e doar în capul meu, dar cred că m-aș simți în principiu stingheră și iau un nivel de protocolar pe care, să fiu sinceră, nu știu cum l-aș stăpâni. Nici n-am avut până acum ocazia, adică nu pot zic că am experiență, dar ce vreau să zic este că a fost super ok și a fost un tip și o conversație foarte degajată și chiar m-am bucurat tare, tare mult. Și voiam să vă zic și vouă aici. În rest, la mine în principiu lucrurile sunt bune, urmează să am o deplasare cât de curând, mai plec o dată, pe undeva, pe niște țări, o să vă anunț la momentul respectiv, dar da, în cazul în care nu v-ați săturat de vloguri de călătorie, să știți că probabil o să mai vină ceva cât de curând. S-a încheiat Digital Divasul, habar n-am ce a ieșit acolo, o să vedem probabil săptămâna viitoare, cred că sunt festivitățile, nu sunt sigură, oricum vă mulțumesc după acum dacă ați votat și vă mai aduc în atenție încă o chestie de asta cu votatul, dacă vreți, dacă aveți chef, ca de obicei nu e nimic obligatoriu, dar s-au legat una după cealaltă și aproape că mi-e jenă să vă aduc în atenție și pe asta, dar vă zic să rămână zis. Sunt premiile El Media Awards, noi am câștigat în fiecare an câte ceva, noi, eu și voi. Evident, am câștigat în fiecare an câte ceva, am avut nominalizări foarte diferite în fiecare an, anul ăsta m-au băgat la ceva lifestyle. Dacă aveți plăcerea, cheful, eu o să vă las un link acolo dacă vreți să dați un vot. Nu durează, nu costă, se câștigă și niște premii că te includ automat la o tombolă de asta cu niște treburi. Deci dacă vreți voi, vă mulțumesc după acum foarte deosebit. Iar acum noi o să plecăm înspre Infinity sau Infinitea, acea ceainărie foarte frumoasă din Cotroceni, unde i-am tot promis Darianei că o duc. Și n-am apucat și de fiecare dată când mă vedea acolo, ba cu, nu știu, că eram cu individul, că eram cu frate-miu, că eram cu Vicky, de fiecare dată îmi zicea, iar te-ai dus fără mine. Mi-ai zis că mă duci și te-ai dus fără mine. Și acum am zis să ne întâlnim, stai să vă câte ceas, să nu întârzi, că mă așteaptă fata asta. Cam trebuie să plecăm câteva minute, vă arăt outfit-ul și pe aia plecăm. Zic că hai că trebuie să ne întâlnim, ne-am mai văzut oricum de ceva vreme, vreau să-i dau și cerceii pe care i-am luat din Italia că n-am apucat și zic că când te prind, acum gata, hai, acum mergem și hai să mergem la Infinity, ia apropo, zic gata, acolo mergem, așa că să sperăm că o să fie relativ liber, fiind în cursul săptămânii ar trebui să fie puțin cel mai liber, relaxat, e o atmosferă tare plăcută și să știți că și în oraș domnește așa un calm și e un aer puțin cel mai liniștit și chiar dacă este într-adevăr frigul la dimineața și seara și nu sunt deloc încântată, de ce vine? Să știți că sunt foarte entuziasmată pe partea de... Înțelegeți ce zic? Deci vă pregătesc niște chestii foarte mișto. O să vină treburile tomnatice pentru care deja am comandat lumânări. Știți că în fiecare an, în clipul ăsta, includ lumânări, mirosuri, toate cele componentă olfactivă importantă pe partea de treburi tomnatice. Deja am comandat niște chestii minunate care trebuie să ajungă. Sunt cu ochii prin magazine, caut numai burgundiu, arămiu, smarald, culori de astea, culori bijuterie. Sunt cu ochii pe accesorii, pe genți. Am început să gândesc tot felul de recomandări pentru casă, recomandări de citit, recomandări de urmărit, păturici, Harry Potter și alte nebunii. Așa că pe partea asta să știți totuși că sunt entuziasmată. De ce mi-e groază mie este ce vine după, adică iarna. Da. Ok, hai să ne vedem acum la oglindă, să vă arăt ce și cum. Să-mi iau pe mine și parpalacul. Mă vedeți cât de cât? Să-mi iau pe mine și parpalacul de la Zara, pe care l-am călcat și să vă arăt cu ce m-am echipat. Sunt încălțată foarte confortabil cu Adidas, pentru că de fiecare dată când mă văd cu Dari și avem timp, ne cam plimbăm. Și am zis să fiu și eu liniștită, așezată. Și oricum, să știți că tind din ce în ce mai mult spre confort. Chiar dacă tocul rămâne pentru mine Thrill of the Hill, să nu uităm, emoția la deal și o să iubesc și o să port o cu toată viața, dar am început să introduc din ce în ce mai multe încălțări cu talpă joasă în garderoba, colecția mea, ce vreți voi. Pentru că e nevoie și de ele și mai ales cu deplasări de genul ăsta chiar sunt necesare și utile și prețuiesc un pic mai mult confortul. Asta nu înseamnă că îl pun în defavoarea esteticul. Dar astăzi așa s-a nimerit. Stați așa, să mă duc după arpalacul și ne vedem la oglindă. Încă o chestie. Bat câmpii. Vedeți făstoacele alea pe acolo? Fac parte tot din recomandările mele stilistice de toamnă. Nu știu dacă o să avem astăzi timp de ele, dar dacă nu, le vedeți până clipul cu treburile toamnatice care o să vină. Acum chiar mă duc. Uite așa. Ăsta ar fi trenciul, dar cred că o să-i suflec mânecile, că nu prea îmi place mie cum arată lăsate până jos. Trench poate e puțin mult spus pentru că nu are o formă foarte rigidă, nu e structurat cum trebuie. E o chestie care seamănă cu un trench, e mai mult o haină lungă așa, foarte interesantă. Mi-ar fi părut rău dacă mă cumpăram. Uite așa, un pic de dalmațien dacă e cazul și m-am gândit să mă îmbrac în felul ăsta pentru că am pe mine gri, care e format din alb și din negru și
în total așa sunt ușor monocromatică sau, mă rog, bicromatică, bicoloră, mai alb cu negru, nu știu dacă le considerăm în culori, de asta e confuzia mea. Dar m-am gândit pentru toată treaba asta ca să am totuși o pată de culoare, trecând de albastru de la ochi, să-mi iau o geantă portocalie, care geantă este a maică-mii, de fapt, mi-a dat-o și mie cu împrumut, că noi mai facem schimb tot timpul de bijuterii, de genți, lasă la care ne potrivim, pantofie jale. Și o să fiu, uite, cam așa. Și să vedeți și pe de întregul. Cam așa, e soarele ăsta care pică relativ ciudat pe partea asta, dar cred că se înțelege cât de cât ideea. Pantalonii sunt River Island, dar i-am luat eu din Raspberry-ul ăla care e în Buzău, am dat vreo 70 de lei pe ei și au o chestie interesantă aici în talie, ca un fel de centură, cred că ați văzut că am filmat. Tricoul este Zara, l-am luat de anul trecut și îmi plac detaliile astea pe aici, un fel de volane, nu știu, tiul, ceva, o chestie din asta. Trenciul, încă îl găsiți, este în Zara momentan. Face parte dintr-o colecție de aia specială de studio, nu știu cum. Și cred că îl pot purta în multe combinații. E o piesă statement destul de puternică și de asta am zis să nu încarc exagerat, adică o țin monocromatic sau bi, bă, mai puțin geanta. Adidas și sunt de la Eco, sunt foarte faini. Ei au așa niște inserții cu ceva reptilă, mă rog, imită ceva șorpălău pe acolo, dar sunt super confortabili și ei. Ăștia sunt un pic suflecați, cam așa. Ceasul de la mână este Fossil. Ar trebui să-l reglez și pe el, că cred că e înainte. A, nu, cred că merge bine. Merge destul de bine. Deci ceasul este Fossil, luat din Splendor. Și geanta e luată de la același magazin din Buzău, cred. Așa mi-a zis mama că de acolo a luat-o. Acel G-Art, de unde mai cumpărăm noi chestii. Uite așa. Mă rog, e o imitație de piele. E drăguță. Merge de o schimbare și chiar sunt setată grav de tot pe culori din astea calde. Pe roșu, pe oranj, pe arămiu, ruginiu, burgundiu, asta vreau să port masiv în această toamnă. A, și cercelușii sunt Swarovski, i-a văzut poate dacă v-ați uitat la colecția de bijuterii, care a intrat săptămâna trecută, duminică, cred eu. O găsiți pe canal, dacă aveți curiozitate. Deci cam așa sunt. Și acum zic să mergem spre Mirciulică și la Infinity. Aici! Cum ar veni, dar n-am voie să mai fac unii și ce bută sunt afară, mi-au amintit. Țeapă, mare țeapă, că ne-am dus noi la Infinity și ne-am trezit acolo că au modificat programul. Adică era scris cu markerul pe programul lor, în loc de ora 11 puseseră ora 12, 12, dragă. Și am plecat, am zis că n-are rost să stăm aproximativ o oră pe acolo și suntem acum iarăși la Motanul Giftuit, dacă vă amintiți această patiserie, cafenea, toate cele despre care v-am mai povestit. Eu chiar cred că am filmat, noi eram aici după ce am fost la Târgul de Vechituri, exact aici am fost. Și o să mergem și la Infinity, dar după ce terminăm. Ia că ne vin cafeele. La mine. Ce bine arată. Mulțumim. Au venit niște cafele foarte aspectoase. Da, și am plecat până la urmă, deși verificasem amândouă pe Google înainte de a ne duce acolo, să vedem de la cât deschid, să fim sigure. Și Daria a găsit că deschid de la 10, eu am găsit că deschid de la 11 și numai bine că nu era deschis deloc. Așa că am luat-o ușurel, am 5 minute până aici. Uite, uite. 5 minute? Aha. 5 am zis, cât ai înțeles? 15? Da, da. Dar e aici cafelele, face poze, chestii trestii. Și e super liniștit aici. Cred că atunci am prins noi mai hărmălaie că era weekend. Dar e o cafenea tare drăguță în Cotroceni și cafeaua e foarte bună. Cam așa, sunt câțiva oameni, arată tare, tare simpatic. Cotrocenul încă nu e la potențialul lui maxim tomnatic, adică e foarte frumos cartierul ăsta toamnă, deosebi, însă încă sunt copacii verzi și nu sunt covoarele alea de frunze, dar peste vreo lună așa cred că o să fie perfect de plimbări. Însă o să ne învârtim și acum un pic probabil. Și asta unde te-ai urcat, pe ce clădire? Care?
de muncă și am zis să îmi pierd ochii, privirea, timpul, orele și așa mai departe până niște lucruri frumoase și am adus lângă mine toate revistele de modă pe care le-am cumpărat în anii trecuți. O mărturisesc că anul ăsta n-am luat absolut nimic, chiar anul trecut, tot așa, nu mi-aminte să fi cheltuit bani pe asta. Bine, la noi oricum nu mai sunt publicații, nici nu știu, Unica, dacă mai este, și poate mai sunt câteva reviste așa, dar nu mai e ce era odată. Însă le-am adus lângă mine ca inspirație pentru toamnă. Am luat toate edițiile de toamnă și câte ceva de iarnă, cred. În principiu ca să-mi trec așa privirea prin ele și nu doar reviste, am luat și asta. Hugă, hugă! Toate cele, cartea asta simpatică, despre care v-am vorbit și eu de multe ori și sigur ați văzut-o, în afara faptului că este instagramată, adică toată lumea a pozat-o și că a fost o nebunie cu ea. E simpatică, cred că v-am și recomandat-o într-un clip din ăla cu cărți și filme și am citit-o de multă vreme, chiar o am în două ediții, asta e aia în engleză, o am și în română pe aici pe undeva, dar pe asta am găsit-o, asta mi-a picat la mână și am zis să o aduc lângă mine ca să pot frunzări și să fac același lucru pe care îmi doresc să-l fac și cu revistele, adică să mă inspir, să caut inspirație. Eu v-am mai zis că sunt această creatură foarte vizuală și îmi place vizualul și esteticul să fie frumos și acum dacă tot încerc să intru în... Bine, nici nu mai e nevoie să intru, doar să întăresc dispoziția și apetitul pentru tot ce înseamnă toamnă, culori frumoase, lumânări, tricotaje, mirosuri, arome, zile mai scurte, nopți mai lungi, frig, răcoare, fum, cenușă, frunze uscate, bă, toate nebuniile alea. Vreau să mă inspir pe cât posibil din ce am prin casă și nu e o muncă sau ceva de genul, chiar îmi face plăcere și chiar sunt entuziasmată de treaba asta. Ceea ce auziți este limonada, care cred că este în bucătărie și mi-a ună la vreun gândac. Încă avem gândaci. Chiar vorbeam astăzi cu Dari, că n-am apucat să o pun la curent și cu asta, vorbeam astăzi cu ea, că îi povesteam eu că eu dorm cu plapuma tot timpul și îmi spunea că ea a dormit cu geamul deschis o bună perioadă de timp, numai că acum chiar a început și ea să ne închidă pentru că a venit frigul și nu mai e ok, dar eu ziua le țin în continuare deschise, nu pentru că simt neapărat nevoia de aer, deși aerisesc evident dimineață, dar nu de asta le țin, ci pentru că așa am format un obicei, îmi place în general să fie geamurile deschise, să existe contactul ăsta așa cu exteriorul și le țin rabatate, că fiind pisicile nu-mi permit să le țin prea larg deschise. Atunci când aerisesc ca lumea, îi închid în altă cameră și fac cu schimbul pentru fiecare dormitor, sufragerie și așa mai departe. Dar acum le țin în continuare deschise cât s-o mai putea până n-o fi frigul de pe lume și mai sunt gândăcei din ăștia care intră, nu știu, câte o muscă, câte un gândac nu știu de care și cum toată vara a fost kiloman pe aici că i-au alergat, i-au călărit, i-au și mâncat, nu știu dacă pisicile voastre mănâncă gândaci, dar dacă vreți să facem un fan club al pisicilor mâncătoare de gândaci, să știți că sunt prima care mă înscriu, pentru că ai mei cu toții sunt foarte pasionați de acest aspect. Și limonada cred că mi-a una la ei, acum probabil nu poate să-i prindă, camerele sunt destul de înalte și muștele alea dacă zboară, pa, la revedere, poate să sară ea de pe dulap, de pe ce vrea ea, că nu o să reușească să le prindă niciodată. Dar câteodată le mai găsesc așa cu burta în sus, lăsate pe aici până în casă. Unele le mănâncă, altele nu. Da. După casă. Da, și am zis să răsfoim împreună, să vă arăt așa câteva chestii din ce mi-a atras atenția din revistele astea. Am găsit deja câteva pagini, dar mă uitam prin ele că mi se par foarte frumoase pictorialele, că în ultimii ani, și am mai discutat asta cu voi, poate pe scurt, senzația mea, enunțată de multe ori, este că moda s-a sluțit foarte mult și este o tendință înspre înrăutățire, urâțire și, dacă îmi permiteți, fără să aibă neapărat legătură cu domeniul ăsta, îndobitocire. Și aici aș putea să fac niște legături, dar deocamdată mă abțin până când nu știu clar niște lucruri. În fine, uitându-mă prin pictorialele astea, unele din 2010, 2015, 2017, văd niște lucruri atât de frumoase, chiar dacă sunt high fashion, adică high fashion înseamnă de-astea lux,
nu Zara, H&M, ce îmi cumpăr eu, vorbesc despre creatorii de modă unde cel mai ieftin articol e cu miile de euro. Și tocmai de asta probabil că și pictoriale sunt atât de frumoase, pentru că este o întreagă echipă angajată acolo să facă styling-ul, să facă decorurile, fotograful, luminile, sunt multe chestii care intră într-un pictorial de genul ăsta. Dar sunt atât de frumoase și mă uit că sunt câte unele pe care aș purta chiar și astăzi. Eu v-am mai zis că nu am pasta cu moda, cu trendul, adică nu țin să fiu la modă acum. Știu ce mi se potrivește, știu ce îmi place, asta port. Ocazional sunt trenduri care se mulează pe stilul meu și la care achesez, dar altfel nu mă dau după mode de-astea de moment, de sezon. Dar uitându-mă printre ele, sunt câteva vechi de 10-11 ani și mi se pare atât de frumoase și le-aș purta chiar și astea. Și hai să vă arăt așa, să povestim un piculeț, să ne uităm și prin cartea asta cu Hygge, de rrrrrrr. Și să vă zic și cu Dari. Am făcut ambele cafenele până la urmă, că v-am povestit atunci, era închis la Infinity și după aia ne-am dus. A fost drăguț și cred că se formează un fel de mini-tradiție, că în ultimele dăți, când am fost la Infinity și nu merg foarte des, dar de fiecare dată când am mers, m-am întâlnit cu voi pe acolo, cu câteva fete din Timba la Ban, care toate mi-au zis același lucru. Am venit aici pentru că am auzit la tine și cred că fetele cu care m-am întâlnit astăzi, am făcut și niște poze, erau din Alexandria, dacă am înțeles bine, și veniseră în București și mi-au zis că am vrut să vedem și noi, să vedem cum eam și că am fost la tine și le-am întrebat, zic, vă place? E la nivelul așteptărilor? Și că da, foarte frumos. Și a fost super drăguț și de asta vă zic, cred că s-a format un fel de tradiție, așa că de fiecare dată când mă duc acolo dau de niște fete care au aflat de la mine de ceainărie, dar chiar e un loc foarte frumos și de asta îl și recomand, n-am nicio treabă cu ei, chiar mi-aș dori să pot să fac niște poze acolo. Cum am făcut acum niște ani, cred că era 2017-2016, am reușit să intru cu chinuieli, cu un lanț de ăla de telefoane, prietena prietenei care e prietenă cu verișoara angajatei care a lucrat acolo acum nu știu cât timp și care o cunoaște pe sora fratelui vecinei de la 4 care stă lângă Infinity. Deci așa am putut să fac niște poze, foarte complicat, foarte, foarte complicat și mi-ar plăcea dacă aș putea să fac iarăși ceva de genul ăsta în grădină, că eu atunci făcusem în interior, era și iarna, așa că ar fi super minunat, dar asta vă zic că n-am niciun fel de legătură cu ei, pur și simplu îmi place. Acolo ne-am luat noi niște ceaiuri, cred că a fost primul ceai pe care l-am băut pe sezonul ăsta, chiar dacă am băut cafea fierbinte pe tot parcursul verii, dar a revenit perioada aia a ciocolatei calde, a ceaiurilor și iarăși sunt în căutarea ceaiului perfect. Încă-l caut. De niște ani încă-l caut. Am mai găsit așa niște chestii care mi-au plăcut, dar în timp mă dezîndrăgostesc de el și citeam în asta un Hygge, nu știu ce, capitolul dedicat băuturilor calde cu vin fiert și alte de alea. Simțeam așa cum mi se face un pic poftă. A fost foarte fain cu Dari că de aici a plecasem și mi-a adus o chestie. Uite că mi-am să vă arăt și pe asta și pe aia ne uităm și la reviste. Mi-a adus o chestie. Deci mi-a adus treaba asta fiind o bluză din colecția Versace cu H&M de acum 8 ani, să fie, uite, că nu văd dacă scrie, e cu etichetă, mă, deci mi-a adus-o intactă, uite, Versace cu H&M și chiar mi-a zis că ți-am adus ceva, era într-o punguță de Zara și când am văzut-o zic, nu trebuia, mă gândeam că nebuna s-a adus și a cumpărat ceva pe acolo ca să-mi aducă în schimbul cerceilor, ceea ce nu era cazul, oricum am dus lupte de convingere cu ea că voia să mi-i plătească, ceea ce din nou nu era cazul, pentru că eu i-am luat ca să-i fac cu bucurie să fie un cadou, nu că așteptam, doamne ferește, cum m-aș apuca să cumpăr ceva. Dacă ar fi la modul de să-i cer banii ulterior, adică aș anunța-o, știi? Înțelegeți unde mă duc cu discuția. Deci a fost clar un cadou. Și când am văzut, zic, nu trebuia, doamne, iar faci de-astea, că ea mai are obiceiul. Și a zis, nu, stai liniște, ți l-am adus, că ai făcut un clipul cu Versace, cu H&M-ul. Cred că și l-a cumpărat pentru ea și nu l-a purtat. E nou nouț, e o bluză maiou așa. Și da, mi-ar fi fost util atunci când am făcut clipul cu Versace. Uite așa, asta e, vedeți? Cheia aia grecească, am vorbit despre simbolurile astea atunci când am făcut clipul, e pe canal, e printre ultimele postate, dacă vă mai plac și clipurile astea, na, eu le fac cu mare drag și plăcere și mi l-a adus că dacă n-am știut că ți-ar fi fost util, da, mersi, da, ne-am descurcat și așa și am stat câteva ore, am povestit tot felul de treburi, am zis că ne vedem, că să mergem la poze, știu unde, să mai mergem și pe acolo, să mai mergem și pe acolo.
a fost chiar o după-amiază foarte plăcută, a fost destul de cald, nu la modul de a scoate limba pe afară, dar o temperatură extrem, extrem de bună și o lumină blândă, chiar se vedea foarte frumos acolo unde am stat la măsuța noastră, pentru că eram exact sub un copac, deci practic pe mine mă gâiau pe păr frunzele și era tare fain, cu muzică în surdire, așa, cu jazz, cu ceai, cu niște biscuiței super bun, deci a fost foarte, foarte fain asta pe partea cu Dari, că n-am apucat să vă pun la curent cu Duda asta. Hai acum să ne uităm un pic. Nu m-ați văzut, sunt cu pijamalele Harry Potter, deci am intrat în ele clar. Când am făcut atunci haul-ul, acum câteva săptămâni, nu știu dacă e luna, vă ziceam eu că aștept să se mai domolească un pic temperaturile ca să intru în pufoșenii. Dar deja e cazul. Și uite și păturica. Dacă o mai țineți minte, păturica pufoasă, am și pernuța, dar păturica chiar mi-a fost utilă. Weekendul trecut am citit ceva, mă uitam la un film, sau nu în weekend, cu o zi înainte, că în weekend am fost la Buzău, v-am povestit, cu o zi înainte probabil, și simțeam că mi s-a făcut frig și asta a fost chiar super utilă. Revenind însă, uite, să vă arăt niște treburi. Revista asta este o ediție de colecție a Vogue Paris din momentul în care au împlinit ei 90 de ani, cred că în 2010 a fost. Uite, zice aici octombrie 2010 și revista a ajuns la mine mult mai târziu, chiar apare ea într-un vlog, cred că în 2018 a reușit să-mi facă rost de ea prietena mea Andreea din Franța, că în 2010 în primul rând eu nu aveam acces la așa ceva, cred că abia terminasem liceul, mă scrisese la facultate, n-aveam acces, nu știu dacă aveam nici bani, nu se găsea în Buzău în nicio formă și nici în București, nu era ediția asta și a rămas o chestie de colecție. Am tot căutat-o eu după aia pe eBay, pe OLX, n-am dat de ea și Andreea știa că mi-o doresc. Și când ne-am văzut noi în 2018, atunci fusesem în Paris, în apartamentul ăla superb, în Airbnb-ul ăla istoric, dacă vă amintiți. Nu cred că v-am povestit de faza cu fantomele, cu chestiile dubioase care s-au întâmplat pe acolo, dar știți sigur cazarea pentru că a fost minunată. Și m-a surprins cu asta, a venit cu ea și uite ce am pentru tine și rămâne o chestie extraordinară. Dar hai să vedem cam ce era prin 2010. Întâi de toate să știți că sunt multe, multe reclame revistele astea, dacă ați răsfoit reviste de modă și sunt convinsă că ați răsfoit, știți că sunt, nu știu, 60%, dacă nu chiar mai mult, reclame, 40% text, dar sunt foarte frumoase și unele dintre ele chiar îmi plac. Asta este o colecție Dior, cred că este ultima a lui Galliano sau oricum printre ele, sper să nu greșesc, dar judecând după stil, eu cam așa îl văd. Și îmi place foarte mult atmosfera, îmi plac fotografiile astea întunecate, îmi plac culorile. Acum, ținutele astea eu nu am unde să le port, sunt un pic cam prea sexuale, dar modele astea care ajung pe podium de la casele de modă mari, foarte rar sunt gata de purtare exact în forma în care ți-o prezintă designerul. Sunt elemente pe care le incorporezi, te inspiri și în cazul meu nici măcar nu e vorba de piese. Adică pe mine cromatica mă ghidile foarte plăcut. Vedeți ce combinație interesantă e între turcoazul ăsta sau albastru ăsta, aqua, cu movuliu de aici. Se pare că arată foarte frumos și cu verdele și geanta asta albastră. Îmi place și cum sunt machiate fetele astea, un pic cam puternic pentru zi, dar per total e foarte inspirațional, dacă pot folosi termenul ăsta. Uite-o pe pisicinele astea, le mai văd eu pe vestiar colectiv din când în când și mi se pare interesante, dar nu știu cât de practice sunt. Dar, mă rog, practic nu a fost niciodată un criteriu de selecție pentru mine în lucrurile care îmi plac. Asta poate că aș purta ceva așa, uite, cu o bluză din asta, cu volane, ceva diafan, cu pantaloni de călărie paroia și cu niște cizme de piele întoarsă. Arată foarte fain. Are și o cravașă pe aici, mă rog, e bine. Aia este de nu mă interesează. Asta, iarăși, a fost o colecție care mi-a plăcut mie foarte mult la lui Vuitton. O colecție, oare a fost Marc Jacobs? Parcă el a creat-o, Marc Jacobs, designer la Louis Vuitton, v-am povestit despre asta și despre Dior cu Galliano în clipurile dedicate lor. Și asta a fost inspirată din anii 50 puternic, vedeți, sunt corsetele astea frumoase cu sânii puși în evidență, multă feminitate, erau niște fuste cloș din asta cu talia bine marcată și de la te poți învârti în ele. La fel și aici, uite, fuste midi cu mănuși lungi, coafate foarte frumos, vedeți pe stilul ăla, cu accesorii clasici, o colecție foarte faină, mi-a plăcut super mult aia. Și din nou, mi se pare inspirațional așa ceva, cred că aș purta pe stradă. Asta sigur, sigur, aici avem o problemă la decolteu, că nu prea poți în amiaza mare, dar pentru seară mi se par chiar deosebite. Gucci nu mă omor
Chanel. Nu sunt eu cu Chanel oricum. Nu prea mă coafează, îmi plac accesoriile, dar așa cu hainele nu. Dolce & Gabbana pe circ și veselie, ca de obicei. Ăștia sunt un pic mai vii, în general, Madonna. Burberry, iarăși, mi se pare interesant. Uite, jacheta asta mi se pare frumoasă. Miu Miu cu niște culori super frumoase. Îmi place lavanda asta foarte mult. Și nu știu dacă ați observat, dar e o culoare care mă atrage din ce în ce mai mult. Și este undeva în birou o geantă pe care v-am arătat-o chiar. Cred că a fost acum câteva daily-uri. Sigur v-am arătat-o și cred că a fost și pe Instagram. Și niște pantofi pe care mi-am cumpărat recent în aceeași culoare. Chiar dacă nu e pentru mine, că mă face să arăt relativ bolnăvicioasă, îmi place tare mult și nu mă pot abține. Și vreau să explorez mult pe partea de culoare. Aici nu mă coafează nimic. Nu, uite astea, iarăși mi se pare niște pictoriale interesante, Salvatore Ferragamo. Așa, cu o atmosferă de toamnă. Uite, toamnă la Michael Kors din 2010, uite-te tu. Asta chiar este super portabilă. Îmi plac mult tricotajele astea așa moi, cu guler căzut, cu o vestă de blană, cu geantă, tonuri din astea de camel, coniac, maro, miere. Foarte frumoase sunt. Exact asta e atmosfera pe care vreau să o proiectez. Boss Hugo Boss. PC este foarte drăguță. Cred că este Natalia ceva Vodinova, nu mai știu cum. E o rusoaică foarte frumușică. Rolex, Tom Ford. Da, Tom Ford. Aici, aici chiar nu. Nu știu ce a vrut autorul să spună, dar chiar nu. Guess, nu mă interesează. Ah, uite, ah, ce mi-a plăcut asta. Mie îmi place foarte mult de actrița asta, de Julianne Moore, care e roșcată. Bine, ea cred că e roșcată natural. Și are trăsăturile alea specifice, are o piele foarte albă de porțelan și părul ăla roșcat așa și cred că are ochii verzi și pistrui și mi se pare una dintre cele mai talentate actrițe, nu știu, e genul ăla de frumusețe deosebită, nu neapărat o frumusețe clasică, adică nu e tipologia clasică de Hollywood, cum e și Kate Blanchett, care tot așa mie îmi place super mult, Naomi Watts, iarăși sunt actrițe puțin atipice. E, Julianne Moore face parte din aceeași categorie. Din punctul meu de vedere, îmi place tare, tare mult de ea. Și cu toate că asta e o campanie la bijuterii și probabil și poșeta de la Bulgarii, mi se pare fantastică ideea. Nu știu dacă voi putea vreodată să reproduc așa ceva. Cred că aș avea o problemuță cu tigru. Nu e tigru, e leu. Nu știu ce ești, prieten. Un puiuț acolo. Dar e senzație. Îmi place mult cromatica, îmi place cum e machiată, îmi place atitudinea, îmi place cum sunt puse în valoare bijuteriile, îmi place și pufosul ăsta de aici. Deci e ceva minunat, minunat, minunat. E, și uite câte pagini, da. Am răsfoit până când ajungem la cuprins măcar, dar după aia iarăși mai vine alte reclame. Mă rog, pe mine nu mă deranjează, mi se par inspirație. Uite și campania de la Chloe. La fel, pentru toamnă, culori foarte frumoase și lumina asta blândă așa. Și Ralph Lauren îmi place foarte mult. Au avut o colecție atunci, în 2010 asta, cu puternică inspirație din anii 20. Și cred că vă dați seama și după mașina de epocă cât de fain. Și uite cum sunt îmbrăcate duduile, cu rochii din astea cu talie căzută, pălăriile iarăși sunt de acolo. Ăștia nu știu ce sunt, probabil păuni. Foarte mișto, foarte, foarte mișto. Și uite cât de mult îmi place stilul. Nu știu dacă aș purta neapărat asta pe cap, dar îmi place cromatica, îmi plac ideile. Așa, măcar pentru inspirație. Uite cât de frumos. Atmosfera este 100% de toamnă. Cărți poștale, deci imagini vechi, costume. Foarte fain, foarte, foarte fain. Și în continuare, pe aceeași idee, un rural din ăsta, o casă la țară, da, bine, țară de aia, nu? Țară de-a lor, înțelegeți ce zic? Și aș purta ce poartă fetele astea, mi se pare tare frumos. Arată foarte bine, probabil că pozele sunt făcute undeva la răsărit, judecând după cum cade lumina pe ele. Uite așa, și îmi place ideea de șapcă, căciuliță din asta, purtată cu o broșă. Foarte fain arată. Cu imprimeu, cadrilat, o juxtapunere de texturi, blană, cu stofă, cu tricotaj, cu ceva mai fin. Foarte fain. Iarăși Ralph Lauren, uite cât de mișto e fotografia, e fix pe stilul meu. Și în general, când se lasă frigul și încep să scadă zilele, intru și eu într-o atmosferă din asta puțin mai moody, mai întunecată, adică ceva mai de atmosferă, așa cum este și asta.
și îmi plac fotografiile astea care nu exprimă neapărat veselie. Nu pentru că aș fi o persoană tristă, dar uite, uite așa să întorc. Mă uitam recent la un documentar cu unul dintre cei mai faimoși fotografi din sfera modei, Peter Lindbergh se numește, și tipul a murit, dar e legendar în sfera asta. Nu e fotograful meu preferat, nu mă identific cu stilul lui neapărat. El este foarte cunoscut și pentru fotografia alb-negru și a lucrat mult cu supermodelele, despre care vă povesteam eu tot așa în clipul cu Versace. Și zicea în documentarul ăsta că lui nu i-au plăcut niciodată fotografiile vesele, cu zâmbet, și din nou, nu pentru că ar fi o persoană tristă, ba chiar era un tip foarte voios în documentarul respectiv, dar explicația pe care a dat-o a fost în jurul următoarelor idei. Că atunci când zâmbești într-o fotografie, asta acaparează întreaga temă, deci nu te mai poți concentra pe altceva, e acolo, veselia, subiectul ăla. Și lui se pare că fotografiile un pic mai melancolice sau care nu sunt complet așa, transmit puțin mai mult și e un spectru mai larg de emoții. Și mi s-a părut foarte interesantă perspectiva asta, pentru că și eu am de multe ori, și cred că v-am mai povestit asta, am fotografii în care nu sunt neapărat vesele, depinde de moment. Dar faptul că nu zâmbesc în ele nu înseamnă nici că sunt pe depresie, ci că pur și simplu nu se potrivește contextului, că am vrut să transmit altceva și că nu era atmosfera potrivită. Uite, de exemplu, cum le-am făcut pe alea anul trecut la Hotelul Intim, rămân în continuare unele dintre cele mai iubite fotografii ale mele, sunt tare mândră și încântată de ele că am reușit să le fac, și chiar dacă nu s-au bucurat ele în rândul vostru de succesul pe care l-ar avea niște fotografii mai luminoase, mai colorate, mai... În fine, pentru mine, pentru validarea mea proprie, personală, așa, alea rămân unele dintre cele mai faine chestii pe care le-am făcut, pentru că peisajul, atmosfera și tot ce e acolo e ceva unic, și în mediul ăla n-ar fi mers sub nicio formă să fiu pe veselie, pentru că acolo era o întunericime, era o apăsare, era un miros, era și mult jeg. Trecem peste, astea nu sunt detalii importante neapărat, dar nu e lor la locul potrivit pentru așa ceva. Și pentru mine fotografia e de două feluri. Aia de moment, când sunt la locul potrivit, în momentul potrivit și văd ceva frumos și captez și e veselia și fiorul momentului, cum au fost astea în Italia. Păi majoritatea au fost pe hlizeală, pe veselie, că asta a fost atmosfera acolo, și Italia oricum e o țară foarte colorată și veselă. Cum sunt și ăștia de la Dolce & Gabbana, ce vă ziceam mai devreme, că parte dintre toți serioșii modei, Dolce & Gabbana tot timpul sunt tanca, 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 metafore vorbit. Acolo nu se pupa, nu mergea în nicio formă cu ideea de veselie. În Italia, da, dar acolo și alte peisaje de genul, când e cu ceață, când sunt întunecate, sau cum le-am făcut pe alea în ploaie, în Cismigiu, dacă v-am zis, am scris o mică povestioară atunci, pe care ar cam trebui să o continui, dar n-am avut timp de ea, și dacă n-am timp să scriu, mai bine tac din gură, că nu mă pot concentra și ies panorame. Dar, uite, fotografie și fotografie, deci genul ăla și genul ăla care e puțin mai melancolic și mai profund, zic eu, revenind, că m-am adâncit în asta cu fotografii. Roberto Cavalli, nu, dar parcă mai văzusem eu ceva pe aici care tot așa era bun. Cred că văzusem ceva la Saint Laurent, nu știu dacă în asta am văzut, că eu le-am răsfoit un pic înainte. Le iau așa din când în când. Știți că v-am mai povestit eu, când îmi pregătesc niște ședințe foto mai speciale, iau albumele mele de modă, cărțile cu tot felul de poze, Pinterest și revistele de genul ăsta, și încep și mă inspir și văd ce iese. Uite, asta mi se pare o idee interesantă. Poate părea dubioasă, dar mi se pare interesantă treaba asta cu cușca. Poți scoate niște metafore interesante de acolo. Uite, asta îmi place, cu balul mascat. Stați așa, mai arătați că vă zgudui. E tot pe ideea de întunericime și atmosferă. Uite și asta cât de interesantă e. Masca, foarte fain. Da, poate și niște fotografii interesante dacă ai și peisajul potrivit. Fendi cu un trench. Aici la fel cu balul mascat. Uite, tot la Fendi. Interesant, depinde de stilul fiecăruia. Nu știu unde era aia cu Saint Laurent, dar au fost mai multe. Deci, hai să trecem mai departe. Deci asta a fost odată din Vogue. Aici îmi salvasem, uite că vorbeam de Julianne Moore.
Am avut eu abonament într-o vreme la Porté, care este revista site-ului Net-a-Porté. Net-a-Porté fiind un site de lux, o destinație de lux, unde sunt toate astea, Saint Laurent, Celine, Chloe, Isabel Moram, toate brandurile de lux, vând cosmetice, haine, multe chestii. Și au scos și o revistă pe care o cumpăram într-o vreme, aveam abonament la ei. Nu, că am renunțat, nu știu de ce exact. Poate că ar fi o idee bună, având în vedere că nu mai am alte reviste în ultima vreme. Și erau interesante și articolele, adică Vogue în principiu e plină full de pictoriale, reclame și așa mai departe. Dar Porté, pe lângă capitolul ăsta, aveau și niște articole foarte interesante. Și uite, au avut-o pe copertă pe Julianne Moore și mi-a plăcut pictorialul cu ea. Așa e tot ediție de toamnă. Uite că din aur eram la el și nu mai găsesc ce s-a stea pe aici. Da. 17 februarie 2017, de când am fost ultima dată în Londra. Nu știu că a fost ultima dată. Mobil și artizan. Frumos. Mi-e dor de Londra, să știți, mi-e dor și de Paris. Chiar dacă am mai fost și sunt alte destinații în lumea asta pe care aș vrea să le văd în timpul vieții, mi-e dor de astea clasice pe care, uite, aici, pe care nu le-am mai văzut de multă vreme. Poate voi reuși. Mi-a plăcut foarte mult fotografia asta, ea este. Îmi plac foarte mult umbrele astea pe care le-au creat. Nu știu exact cum, cred că e o reflexie în oglindă, dar se văd tare frumos și tonurile, culorile sunt minunate și expresia ei, super. Și îmi place și mesajul pe care l-au pus aici. Zice ceva de genul că acum este timpul ca femeile să se încurajeze una pe cealaltă, să se ridice, ar fi motamo, și să devină propriilor campioni. Să sărbătorim că suntem incredibile la orice vârstă, să challenge, cum să traduc eu challenge-ul ăsta, să ne îndoim sau să provocăm, dacă vreți, motamo, status quo-ul și să mergem mai departe de așteptări cu senzualitate, cu spirit, dacă vreți, softness and strength. Strength înseamnă putere, softness, blândețe poate, depinde cum vrea să traducă fiecare. Dar oricum, e un motto încurajator pentru femei și mi se pare frumos. Uite cât de expresivă e tipa și îmi place mult, mult de tot. Și dacă nu era miroșcată, tot îmi plăcea de ea. Mi se pare o femeie foarte faină. Uite și fotografia asta cât e de frumoasă, tot așa inspirație pentru toamnă. Poate vă ajută dacă vă place să faceți fotografii sau pur și simplu vreți să vă clătiți ochii cu ceva frumos, mi se pare foarte fain. Lumina face tot și atitudinea ei, evident. Uite, asta e o fotografie care nu costă nimic, îți trebuie doar momentul potrivit, lumina potrivită și atât, o textură, ceva acolo și un geam lângă care să stai. Dar se pot face niște poze foarte faine dacă ai inspirația de moment și te afli la locul potrivit. Și asta îmi place, aici mi-ar trebui o grădină, asta probabil aș putea să o fac la Buzău. Lumina e iarăși toată șmecherea și uite și aici cât de frumos sunt prinse toate reflexiile astea de roșcat, arămiu, ruginiu, superbe sunt culorile și v-am zis că sunt chitită, zdravân pe ele. La fel și aici, alb-negru, tot la geam, uite și asta, o fotografie de ambient, nu neapărat cu ea, dar o fotografie de ambient cu niște plante, cu portocale, o pară, foarte frumoase culori. Superb, super, super, super. Chiar mă inspiră foarte mult. Și acum, ca să ne uităm și pe Hygge un pic, pe asta trebuie să o mai frunzăresc eu așa în detaliu ca să pregătesc tot ce-mi trebuie pentru treburile tomnatice, cum v-am zis astăzi. Da, uite, chiar aici voiam să ajung. Avem un fel de kit de urgență pentru Hygge. Cine nu știe ce e cu Hygge ăsta, cartea explică foarte bine, dar e vorba de, cum îi zice și titlul, metoda daneză pentru a trăi bine sau frumos. E vorba de un sentiment de confort, de coziness în engleză, căldură, relaxare, liniște interioară, ceva ce nu costă mult, e vorba mai degrabă de atmosferă și de confortul de a avea oameni dragi lângă tine, de a mânca mâncare bună, de a te înconjura cu căldură, cu cărți bune, cu lucruri pufoase, cu lumânări, mirosuri, arome de tot felul. Cam despre asta am înțeles că ar fi vorba. Și stau să vedeți voi că am pierdut pagina. Voiam să vă citesc acolo de la kitul de urgență. Normal. De ale mele. Unde e? Am sărit? Am văzut ceva?
Mi s-a părut, evident. Bă, băiatul. Da, pentru că ăla sintetiza foarte bine. Ah, uite aici. Ăsta sintetiza foarte bine câteva dintre elementele principale din cartea asta. Așa, zice aici odată, deci, kitul de urgență, da, de hâghe, lumânări, ceva ciocolată de bună calitate, ne place ciocolata, ceaiul tău preferat, cartea ta preferată, filmul tău preferat sau o serie de box set, bănuiesc că e vorba de un fel de serial, nu? Gem, o pereche bună de șosete de lână, foșenii, o selecție cu scrisorile tale preferate, asta e foarte interesantă cu selecția și nu o zic ca o laudă, cu toate că mă foarte mândresc cu ele, eu am într-adevăr o selecție de scrisori la care pot reveni oricând mă simt eu mai rău sau am așa nevoia de a intra în contact cu voi, dar nu știu câtă lume își mai trimite scrisori astăzi, adică m-aș bucura să putem vorbi cu toții de o selecție. Dar nu știu dacă e chiar ceva la îndemâna tuturor, având în vedere timpurile în care trăim, viteza și că nu prea mai... Na, nu mai este nici reviste, tot vorbeam, dar rămite scrisori. Și lumea oricum prea mai citește. Un carnet sau, mă rog, o agendă, ceva de genul, o pătură pufoasă, avem hârtie și un pix, muzică, un album cu poze, iarăși poate fi vorba aici de aceeași problemă ca în cazul scrisorilor. Dar cred că la fotografie e puțin mai simplu. Din astea poate mai avem. Și ăsta ar fi kitul. Cred că așa ar arăta de principiu. O să vorbim despre toate astea când vin treburile tomatice, ceea ce ar trebui să fie destul de curând. Acum o să mai frunzăresc pe aici prin ele și apoi voi iau cu mine la baie să mă demachiez și eu să termin cu toate astea. Aș face o baie, vă mărturisesc, că am început să fac asta de ceva vreme. De când a venit frigul, practic, am revenit iarăși la băile în cadă. Mie îmi plac foarte mult băile, le prefer în defavoarea dușurilor, dar cât timp e vară, nu prea fac pentru că mi-e foarte cald. Chiar și mie, chiar și unei friguroase ca mine, e foarte cald în timpul verii. Însă acum, de când cu frigul, am redescoperit plăcerea băilor lungi, cu spumă, cu un pahar de vin sau suc, dacă n-am altceva la îndemână, cu tăvița aia, mi-a știți că am tăvița aia de lemn, îmi pun acolo laptopul sau îmi iau o carte și stau așa, stau câte o oră, când se răcește apa mai pun apă caldă, cu spume de alea cam foarte multe, primite de la voi, de la Avon, în ultimul clip cu pachete, am desfăcut câteva dintre ele și îmi trimiseseți mult spumant și v-am mulțumit, vă zic și acum, că de fiecare dată când îmi torn în cadă spumantul ăla, mă gândesc la voi. Că e cam tot, cred că e primit de la voi și e minunat. Și fac spumica aia acolo și stau în apa caldă și este o plăcere în vremurile astea. E o plăcere, dar nu știu dacă mai am energie acum că au trecut niște ore și poate că ar fi o idee bună să mă și culc, având în vedere că și mâine mă trezesc destul de devreme. Vreau să mai filmez încă un daily, nu mâine, dar de poi mâine. O să încep un altul pentru că vreau să am niște material în avans, pentru când voi fi plecată, v-am zis că urmează să vină perioada asta și ar trebui pe lângă să mai filmez încă un clip, dar mă rog, pot să mai fac așa niște pauze. Ideea e să-mi fac treburile în avans, să nu le las de izbeliște și sper să pot, că mai am de lucrat și altele pe lângă treaba asta, așa că o să fac tot posibilul. Deci mergem să ne demachem, să ne despăduchim de albastru și alte alea. Uite, dacă vreți să vedeți cum arată tușul după atâtea ore, deci Golden Rose-ul este în continuare strong. Chiar e forță și cred că mi-a ieșit o zgaibă aici. Nu știu ce e treaba asta. Zgaibă este o expresie preluată de la bunica mea, dar există acolo un bubiț. Da, pe care îl voi agasa și agresa probabil de mâine, în cazul în care nu se trece el. Ok, mulțumesc că v-ați uitat la vlogul meu, noi sperăm că v-a făcut plăcere și prin noi, mă refer la mine și Lea Blenă și Poirot e aici cu mine, Poroțel, pisu, Poirot, vii să facem încheierea? Ia să vedem, Poirot, pisu, vii un pic, hai vină încoa la mami puțin, haide, pisu, hai vină încoa, pufos, vină un pic, nu vrei? Așa, mamă, haide, vină încoa aici, așa, pisu, e ascultător. Vii? Bravo, bravo, pufosul meu. Bravo, cine e cel mai pufos și mai iubitor băiat? M-am mai zis eu că dintre toți, Poirot este cel care își manifestă iubirea cel mai mult. Lemonada cred că a prins musca. Dacă a tăcut. Poirot este cel care își manifestă iubirea cel mai mult și vine tot timpul și mă pupă și se freacă de mine și îl chem și ați văzut că nu l-am luat cu japca, pur și simplu vine el. Uite cum s-a așezat. Puiu mic,
Fosul meu. Atât mai zic și după aia chiar închei. Știți că v-am zis atunci când am filmat clipul cu pisicile de anul ăsta, vă spuneam că uneori am senzația că Poirot, prin gesturile lui, prin privirea lui, prin atitudinea sa generală pe care o are, parcă de fiecare dată mulțumește că l-am adus în căminul meu și că l-am făcut parte din el, pentru că el era un pisoi de pe stradă, a avut el multe probleme și tipa de la care mi-am luat având, de la care l-am luat având foarte mult, nu mai putea să-l țină și era evident o problemă imensă cu el, pentru că fiind negru este din start respins, cu șanse mult mai mici de a fi adoptat, comparat cu, bineînțeles, albastru de Rusia, birmanez, siamez și toate pisicile de rasă, care și ele sunt minunate, numai că eu am o problemă în general cu diferențierea asta pe bază de estetic, că un animal te iubește, indiferent cum ar fi. Și uneori am senzația că el îmi arată recunoștință și îmi zice mulțumesc în fiecare zi când e cu mine. Este atât de iubitor și nu există termen de comparație pentru ceea ce mi oferă el. Am pus pe stories zilele trecute, cred, am pus ceva pe stories în care chiar am zis ceva foarte scurt acolo. Spusesem că Poirot este cel mai valoros leu pe care l-am cheltuit vreodată. Adică în momentul în care l-am luat, am dat un leu. Așa se dă în momentul în care e un animal și că să străiască. Așa e tradiția. Și i-am dat tipei de la care l-am luat un leu atunci pentru el și asta spuneam că este cel mai valoros leu pe care l-am cheltuit vreodată. Nu cred că am altceva. Pe ceilalți, pe Lemonada și pe Rumbu, n-am dat leu ăsta. Au fost alte conjuncturi, dar pentru el am plătit un leu și cel mai valoros leu dintre toți. Asta este. Poro. Da, gata, vă las că pălăvrăgesc până mâine. Sperăm că v-a plăcut. Mulțumim mult, mult de tot că v-ați uitat la noi. Stați pe aici pentru conținut tomnatic în continuare. Dacă aveți sugestii pe planul ăsta, vreți să acopăr ceva, vreun subiect anume, trecând de cele clasice pe care le fac clar, îmi lăsați acolo în comentarii că citesc, văd, știu tot ce vă doriți și o să încerc să țin cont. Pupicios multos, ne vedem data viitoare și să aveți în continuare o zi sau o seară ultra minunată.